Bună ziua, doamnelor și domnilor, distinși reprezentanți ai presei. Mulțumesc pentru participarea la conferința săptămânală de presă a Partidului Social Democrat. Aș vrea să încep prin a sublinia importanța zilei de astăzi. Aniversăm 140 de ani de relații diplomatice cu Statele Unite ale Americii. Să ne urăm la mulți ani și să continuăm acest parteneriat extrem de important, credem noi, pentru ambele părți. Avem și două aniversări, de data asta mult mai triste. Astăzi se împlinesc 14 zile de când domnul Orban trebuia să vină în fața publicului, în fața Parlamentului, să prezinte setul de măsuri necesare pentru relansarea economiei. Nu s-a întâmplat nimic până în acest moment. Iarăși aniversăm 14 zile de când trebuia să înceapă testarea în masă, promisă de Ministrul Sănătății și iarăși de domnul prim-ministru Orban. Nici în acest sens nu s-a întâmplat nimic. Sperăm ca aceste lucruri să se întâmple totuși cât de curând, pentru că nu mai putem trăi într-o țară guvernată la timpul viitor, cu o să facem și o să dregem și o să legiferăm. Lumea are nevoie astăzi de decizii. Pentru început o să vă spun ceea ce are de gând să facă Partidul Social Democrat în ceea ce privește domeniul Horeca, foarte grav lovit de această pandemie, poate unul din domeniile cele mai grav afectate. Există posibilitatea iminentă ca în cazul în care în următoarea săptămână, 10 zile, nu se deschid restaurantele din hoteluri, nu se deschid hotelurile la întreaga capacitate și așa mai departe, să existe 150.000 de șomeri cel puțin, iar multe din afacerile din acest domeniu să nu mai poată să-și reia activitatea niciodată. Domnul Orban odată a spus că nu este important domeniul Horeca pentru că nu are o reprezentare suficientă în PIB și sprijinul pe care guvernul Orban îl aduce domeniului Horeca a fost pus în paradigma domnului Orban, care a luat terasele din centrul vechi la rând, crezând că ăsta este modul în care poate sprijini personal acest domeniu. Nu? Acest domeniu se sprijină prin inițiative legislative, prin măsuri concrete. În acest sens, Partidul Social Democrat va depune chiar mâine în Parlament o lege care să vină în sprijinul acestei industrii. Se acordă facilități multiple cu două minime condiții, menținerea locurilor de muncă și stabilitatea tarifelor. Printre măsurile pe care această lege le va cuprinde, avem eșalonarea plății impozitului pe veniturile din salarii pe 3 luni după încetarea stării excepționale. Cine plătește la timp are o bonificație de 10%. Cazarea, masa și transportul în scopuri turistice sunt scutite de plata TVA până la sfârșitul anului 2020 pentru reducerea costurilor suportate de populație și încurajarea turismului intern. Statul susține contravaloarea tichetelor de vacanță acordate de orice angajator, stat sau privat, în cuantum de 1450 de lei pe angajat pentru anii 2020 și 2021. Sistem de vouchere pentru ca agențiile turistice să poată reprograma serviciile pe care a încasat banii, dar nu le-a putut presta. Și ajutoare nerambursabile completate cu garanții de către stat la creditele pentru investiții prin programul pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare, așa cum este provăzut în programul economic cu cele 28 de măsuri prezentat de Partidul Social Democrat. Sperăm să nu existe iarăși o abordare partinică și politicianistă, iar o asemenea lege de care toți operatorii din domeniul Horeca au nevoie să fie adoptată în foarte scurt timp și să fie promulgată de domnul președinte Iohannis. O să facem câteva scurte referiri la moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, împotriva ministrului Sănătății domnul Tătaru. Dânsul, din nefericire, nu a reușit să gestioneze așa cum se aștepta toată lumea această pandemie, dincolo de toate declarațiile extrem de, cum să spunem, festiviste ale guvernului. Din păcate, suntem în acest moment pe locul întâi în Europa Centrală și de Est la decese la milionul de locuitori. Testele sunt insignifiante ca număr. Nu știm nici până în ziua de astăzi câte persoane au fost testate. Aflăm doar numărul testelor procesate și poate fi doar o coincidență, dar ne îndoim de acest lucru. Pe măsură ce se apropie decizia privind starea de alertă, brusc vedem că numărul îmbolnăvirilor crește.
dar și numărul testelor a crescut, deși se spunea atunci când aveam 3, 4, 5 mii de teste pe zi că nu există personal pentru a face și a procesa mai multe teste. Brusc avem 10 mii, 11 mii, 12 mii de teste făcute. Ceea ce s-a întâmplat printr-o abordare herupistă a pandemiei a fost ca majoritatea spitalelor să fie declarate spitale de suport COVID, iar cele care nu au fost declarate de suport COVID să aibă proceduri și circuite adaptate pandemiei. În consecință, bolnavii cronici au fost ținuți la cozi imense sau mulți dintre ei nu au putut fi primiți în unitățile spitalicești, care, conform declarațiilor managerilor de spitale, sunt goale în acest moment. Ce s-a întâmplat? Există un studiu făcut în Marea Britanie, confirmat și de Asociația Pacienților Oncologici din România, care spune că pe perioada pandemiei, datorită acestei abordări înguste, numărul deceselor din cauza bolilor oncologice s-a triplat. Există de asemenea informații în spațiul public cum că numărul deceselor din cauza bolilor cardiovasculare s-a dublat. Este imperios necesar și somăm guvernul Orban și pe ministrul Tătaru să deschidă spitalele pentru toți pacienții cronici. Ce am văzut este că dumnealor nu testează din motive care devin din ce în ce mai clar politice pentru a putea jongla cu cifrele, iar cine a vrut să testeze în masă, cum e cazul primăriei Capitalei și a doamnei primar general Gabriela Firea, au fost opriți să o facă. Sperăm că acest lucru să se oprească cât de curând, iar testarea în masă a oamenilor pentru a ști ceea ce avem de făcut pe mai departe să pornească de îndată. Iarăși, avem obligativitatea purtării măștii, dar măștile către cei nevoiași nu au fost distribuite încă, dar avem pe masă o achiziție de 100 de milioane de măști, aproximativ 40 de milioane de euro, achiziție directă. Lucrurile acestea trebuie să înceteze. Domnul ministru este doar unul din cei 7 miniștri care au avut o moțiune simplă votată împotriva lor. Domnul Câțu se poate bucura de două trese, cum vedem, având două moțiuni simple și în Camera Deputaților și în Senat votate împotriva dumnealui. Niciunul din acești miniștri, deși au subperformat, nu au fost înlocuiți, deși bunul simț ar fi cerut acest lucru. Legat de starea de alertă, cifrele de până acum arată cât de prost a gestionat guvernarea această pandemie. Nu testează guvernul Orban și nu îi lasă nici pe alții să testeze pentru a vedea datele concrete. Iar încă o dată ni se cere prelungirea unor restricții care devin aberante în condițiile în care nu știm situația epidemiologică curentă. Nu i-a interesat sănătatea populației, ci tunurile și funcțiile publice. Care este logica deschiderii sălilor de jocuri și nu a bisericilor și nu a spitalelor? Să fie doar motivul că unul din consilierii domnului Orban are o afacere cu păcănele? În acest sens, atunci poate că ar fi bine ca domnul Orban să-și ia și un consilier medic și un consilier preot. Indiferent de ce spun dumnealor, este necesară redeschiderea de îndată a spitalelor, așa cum spuneam și mai devreme, pentru populație. Stoparea achizițiilor publice fără licitație. Stoparea numirilor de chelneri și coafeze pe funcții bănoase în stat. Noi am decis în primă instanță, iar decizia finală va fi luată mâine în cadrul Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, să susținem o stare intermediară pe o perioadă strict limitată în timp, care să asigure tranziția la normalitate și care să conțină strict măsurile pentru protejarea sănătății populației și nimic mai mult. În același timp, este necesar ca autoritățile să poată dispune punctual, așa cum prevede și legea, de măsuri de siguranță acolo unde este necesar. Este posibilă instituirea stării de urgență la nivel local, iar acest lucru trebuie să fie primordial, având în vedere că nu sunt distribuite egal pe tot teritoriul României cazurile, îmbolnăvirile și decesele. Ce vom introduce obligatoriu în această lege de aprobare a hotărârii de guvern sunt următoarele măsuri. Durata măsurilor tranzitorie să fie de maximum 15 zile. Deschiderea spitalelor pentru pacienții non-COVID. Toate achizițiile publice se vor face transparent cu licitație. Este un comentariu al guvernului că acest lucru ar împiedica acțiunea imediat în caz de nevoie.
în 3 luni de zile de stări de urgență și de stări de alertă nu au reușit să facă achizițiile necesare pentru echipamentele de protecție, nici măcar beneficiind de proceduri simplificate. Nu vedem cum ar putea să încurce acest lucru de acum încolo. Deschiderea bisericilor, foarte importantă. Și trebuie să fie găsit o soluție astfel încât hotelurile să poată beneficia de deschiderea restaurantelor din unitățile hoteliere, având în vedere că începe sezonul, iar mulți dintre cetățenii care au achiziționat pachete turistice le-au achiziționat împreună cu serviciile de masă. Astea vor fi măsurile pe care vom încerca să le introducem în lege și fără acestea Partidul Social Democrat nu va vota legea trimisă în Parlament. Mai este o informație sau o informație extrem de importantă. Partidul Social Democrat este minoritar în Parlament în acest moment. Guvernul, cum a găsit majoritatea necesară pentru a ajunge la Palatul Victoria, va trebui să găsească majoritatea necesară și pentru a-și trece legile în Parlament. Noi, dacă vom avea alături de măsurile propuse de noi și alți aderenți, atunci vom vota în consecință. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va vota o stare de alertă în formula în care este ea acum. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Nu avem întrebări. Mulțumesc frumos. Senia. Voiam să vă întreb în legătură cu congresul, când ar trebui să aibă loc acesta? În primul rând trebuie să vedem ce se decide mâine în CEX. În al doilea rând trebuie să vedem care este formula în care va fi prelungită sau dacă va fi prelungită starea de alertă, apoi vom decide în consecință. El va trebui să fie, din ceea ce au spus colegii noștri în Biroul Permanent Național, ar trebui să fie cât mai repede pentru a putea pregăti alegerile cu o conducere definitivă. Legat de starea de alertă, ați avut discuții și cu alte formațiuni politice pentru a vota sau a vota împotrivă sau pentru în perioada următoare în Parlament? În acest moment avem declarațiile publice ale diverselor partide care au spus că nu vor vota continuarea. Noi suntem responsabili, indiferent de ceea ce se spune, și am dovedit-o de la începutul pandemiei prin acțiunile noastre în Parlament și nu numai. Dar în acest moment noi nu avem legea, nu avem hotărârea de guvern pe care intenționează primul ministru Orban să o trimită în Parlament. În consecință, nevăzând ce scrie acolo, și asta este un act iarăși de irresponsabilitate din partea dumnealor, nevăzând ce scrie acolo, nici nu putem discuta și decide ceea ce vom face în continuare. Putem doar, așa cum am făcut, să dăm o declarație de intenții. Și moțiunea simplă pe sănătate, când o depuneți? Foarte curând. Săptămâna viitoare sau? În mare parte, decizia a fost luată în Biroul Permanent Național. Se mai poate schimba ceva mâine la CEX? Decizia inițială a Biroului Permanent Național trebuie validată de CEX. În principiu este o decizie pe care nu cred că o vom schimba, pentru că este o decizie de bun simț, având în vedere faptul că, pe de o parte, protejează din punct de vedere al sănătății populației și, pe de altă parte, deschide economia, ceea ce toată lumea își dorește. Legea pentru sectorul Horeca, când va fi depusă, în cât timp sperați să fie? Ea este în formulă finală, din ce am văzut-o, probabil că mâine va fi depusă în Parlament. Va intra într-o procedură? În procedură de urgență, cu certitudine, sperăm să găsim consensul pentru a o mișca cât mai repede. În cazul în care numărul de îmbolnăviri în perioada următoare va crește, vă întreb pe dumneavoastră, cine ar trebui să fie responsabil sau cine ar trebui să răspundă pentru ceea ce se întâmplă? Noi vrem să vedem statistici corecte, nu dirijate în funcție de interesele de moment, și vrem să vedem epidemiologi, specialiști, care vin și ne spun care este situația de fapt în momentul acesta în România. Restul sunt declarații politice. Sigur că răspunderea este a celor care guvernează în acest moment. Mâine încep examenele pentru elevi. Dumneavoastră, cum vedeți toate măsurile pe care le-a luat guvernul, ministerul? Hei, rupism, ca în tot ceea ce au făcut până acum, am aflat, ca și dumneavoastră, că doamna Anisie vrea să facă o conferință de presă mâine după ce începeau examenele, ceea ce arată deplina adecvare actului guvernamental la nevoile oamenilor. A chema copiii cu 3 ore înainte de examen, adică la ora 6 să fie la școală, este iarăși un abuz, pentru că totuși sunt în fața unor teste care le vor marca viața de acum încolo.
Să sperăm că vor trece cu bine peste acest lucru și profit de ocazie să le urez și eu succes. Mulțumesc!